Bună dimineața, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației mele. Am organizat această conferință de presă pentru a prezenta câteva elemente cu privire la alegerile europarlamentare care vor avea loc în această duminică. În ultimii ani, la toate scrutinile electorale, am venit în Republica Moldova pentru a le prezenta cetățenilor români care ne sunt prioritățile, care ne sunt obiectivele pentru Republica Moldova. În momentul de față, cred că aceste alegeri pentru Parlamentul European sunt extrem de importante pentru Republica Moldova, pentru că Republica Moldova are un alt statut. Dacă până acum discutam despre deziderate comune, despre obiective comune privind integrarea europeană, iată că în prezent Republica Moldova este deja stat candidat la Uniunea Europeană. De aceea, pentru cetățenii europeni din Republica Moldova, acest scrutin este extrem de important, pentru că în următorii ani Parlamentul European va lua decizii importante cu privire la procesul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și nu în ultimul rând, cred că este foarte important ca cetățenii români din Republica Moldova să aibă o imagine clară cu privire la acest scrutin electoral, în ceea ce privește competitorii electorali, în ceea ce privește obiectivele pe care le avem de atins împreună mai departe. Eu, în calitate de președinte al Partidului Mișcarea Populară, sunt mandatat de colegii mei să vă invit să susțineți Alianța Dreapta Unită. În România, Partidul Mișcarea Populară s-a aliat cu partidele de dreapta din opoziție împotriva guvernării de stânga. La București, așa cum cunoașteți, avem un guvern socialist împreună cu PNL-ul și noi cei din opoziția de dreapta avem alte obiective și o altă viziune față de guvernarea de la București și, evident, pentru că sunteți cetățeni români, aveți dreptul să știți și, evident, vă încurajăm să vă implicați pentru a participa activ la toate procesele electorale care au loc în România și inclusiv la alegerile de duminică pentru Parlamentul European. În toată Uniunea Europeană, în această săptămână, au loc alegeri pentru Parlamentul European, în toate cele 27 de state, și mă bucur că în acest an, la aceste alegeri, în Republica Moldova sunt deschise 52 de secții de vot. Este un lucru care trebuie salutat, pentru că ne dorim enorm ca un număr cât mai mare de cetățeni români să participe la vot. De aceea, primul meu îndemn este să vă invit să participați într-un număr cât mai mare la vot, pentru că prezența dumneavoastră are o cu totul și cu totul altă semnificație decât prezența tuturor cetățenilor români care locuiesc în alte state de peste hotare, pentru că cei mai mulți cetățeni români locuiesc în state membre ale Uniunii Europene și în acele state sunt alegeri pentru Parlamentul European, pentru ca statele respective să-și delege reprezentanți în Parlamentul de la Bruxelles, de la Strasburg, iar în Republica Moldova cetățenii români pot alege reprezentanții României în Parlamentul European și dacă va exista un număr foarte mare de participanți la vot, atunci acest lucru ne va ajuta și pe noi să susținem
cu mult mai multă convingere, cu mult mai multă determinare, aspirațiile pe care dumneavoastră le aveți față de proiectul european. În calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul European din partea Alianței Dreapta Unită, vreau să vă spun că în momentul de față Uniunea Europeană este pusă la grea încercare din cauza invaziei Federației Ruse în Ucraina. Acest război sălbatic început de Putin împotriva unor oameni liberi care au decis prin mijloace democratice să se alăture proiectului european a schimbat complet viața noastră a tuturor, iar aici în Republica Moldova simțiți cel mai bine această presiune și amenințare constantă care vine din partea Federației Ruse. De altfel, Uniunea Europeană din prima clipă a sancționat Federația Rusă pentru această agresiune barbară. Însă nu este suficient doar să ne propunem obiective comune, ci trebuie să privim dincolo de ce se întâmplă în prezent, pentru că este clar răspunsul Uniunii Europene la această amenințare a Federației Ruse a fost pe măsură. Și anume, Uniunea Europeană a deschis larg porțile pentru ca Republica Moldova și Ucraina să devină parte a Uniunii Europene, deziderat pe care noi românii îl avem de foarte mult timp. De asemenea, cred că este foarte important să subliniem că în Republica Moldova aproape 1 milion de cetățeni sunt deja cetățeni ai Uniunii Europene. Practic, Republica Moldova este singurul stat candidat la Uniunea Europeană, unde o bună parte din cetățenii săi sunt deja cetățenii ai Uniunii Europene prin cetățenia română. De aceea eu cred că este foarte important și insist pe acest aspect ca cetățenii să știe foarte bine ce se întâmplă pe 9 iunie și de ce este esențial ca într-un număr cât mai mare să participați la vot. Acesta este primul meu îndemn și cel mai important, acela de a vă invita să veniți la vot în toate cele 52 de secții de vot din Republica Moldova deschise pentru alegerile de duminică. De asemenea, vreau să știți că pe buletinele de vot veți găsi mulți competitori electorali, dar singura alianță de dreapta la aceste alegeri pentru Parlamentul European este Alianța Dreapta Unită. Nu veți mai găsi o altă structură politică care să se identifice cu mesajele de dreapta, așa cum este Alianța Dreapta Unită, formată din PMP, USR și Forța Dreptei. Liderul partidului Uniunea Salvați România, Cătălin Drulă, fostul prim-ministru PNL, Ludovic Orban, este președintele partidului Forța Dreptei, partid care s-a desprins din PNL în momentul în care Partidul Național Liberal a decis să se alieze la guvernare cu socialiștii în România. Este o realitate pe care dumneavoastră o știți, dar evident am obligația să subliniez aceste aspecte extrem de importante pentru că este bine să fiți informați cu privire la toți competitorii care participă la acest scrutin electoral. De altfel,
Noi, cei din Dreapta Unită, am fost cu prilejul aniversării Zilei Unirii Basarabiei cu România în luna martie, toată conducerea alianței și am lansat programul nostru pentru Republica Moldova în ceea ce privește alegerile pentru Parlamentul European, aici, la Chișinău, împreună cu președintele Cătălin Drulă, împreună cu președintele Ludovic Orban și cu toți candidații noștri pentru Parlamentul European. Nici o altă alianță, exemplu cum este alianța PSD-PNL, n-au avut curaj să vină în fața dumneavoastră să-și prezinte oferta electorală, de altfel nici în România nu se afișează pentru că le este rușine de această alianță. Sunt niște realități politice pe care, ca lider al Partidului Mișcarea Populară, am hotărât să vi le prezint pentru că sunt extrem de importante. Mai mult decât atât, noi credem că în Parlamentul European trebuie să luptăm în fiecare zi pentru ca Republica Moldova să rămână pe radarul de obiective prioritare ale Uniunii Europene. Nu pot ascunde niște realități, și anume că pe temele mari în Parlamentul European, europarlamentarii români acționează destul de solidar. Dar trebuie să subliniez ceea ce este foarte important, și anume că cu toată modestia, în ultimii 5 ani de zile am avut cele mai multe intervenții în Parlamentul European prin care am cerut în mod constant sprijin pentru Republica Moldova. Peste 23 de intervenții în plenul Parlamentului European, lucru care poate fi verificat de către orice cetățean pe site-ul Parlamentului European. Mi se pare un aspect extrem de important pentru că pentru mine, dincolo de obiectivele politice pe care le avem, Republica Moldova reprezintă o prioritate în activitatea mea de om politic, indiferent că am fost deputat în Parlamentul României sau că sunt deputat în prezent în Parlamentul European. Eu consider că pentru a scoate de sub influența nefastă și amenințările constante ale Federației Ruse Republica Moldova, trebuie să o susținem neîncetat în orice context, indiferent de dezbaterile sau temele care se discută, dacă ele fac sau permit să facă referire și la Republica Moldova. Sunt foarte încântat că am putut, de exemplu, în 2023, cu prilejul Zilei Naționale a României în Parlamentul European, să organizez un amplu eveniment dedicat Republicii Moldova. A fost printre puținele evenimente dedicate în Parlamentul European la inițiativa unor parlamentari Republicii Moldova. Am făcut acest lucru cu aceeași dăruire și cu aceeași convingere cu care am acționat în toți anii în care am activat politic și evident că voi face în continuare cu mult curaj și cu aceeași dăruire ceea ce am făcut și până în prezent, pentru că mi se pare esențial să luptăm zi de zi pentru ca acest ținut românesc să poată fi scos pentru totdeauna de sub această amenințare constantă care există din partea Federației Ruse. Printre prioritățile noastre în Parlamentul European va fi să le explicăm tuturor grupurilor politice de ce este esențial ca Republica Moldova pe viitor, după integrarea în Uniunea Europeană, să beneficieze și de un scut de securitate. Uniunea Europeană aduce bunăstare
aduce echitate, aduce investiții, ajută la crearea de locuri de muncă bine plătite, sprijină reforma în administrație, consolidarea justiției și aceste obiective sunt esențiale pentru Republica Moldova și ele trebuie susținute necondiționat. Însă, Uniunea Europeană nu are instrumente prin care să poată garanta securitatea unui stat membru sau unui stat asociat ori candidat, cum este cazul Republicii Moldova. Și de aceea, noi privim cu multă onestitate, îngrijorare și preocupare chestiunea ce ține de securitatea Republicii Moldova, mai ales că în contextul actual putem observa cu toții cât de imprevizibilă și agresivă este Federația Rusă. Și nimeni nu știe exact ce planuri are Kremlinul în ceea ce privește Republica Moldova. De aceea trebuie să fim realiști și să propunem soluții pentru ca milioanele de cetățeni ai Republicii Moldova să se simtă în siguranță aici, acasă, în localitățile din această parte a Prutului. De aceea, pentru Dreapta Unită, mesajul că ne dorim ca Republica Moldova să se unească în interiorul Uniunii Europene cu România este un obiectiv politic realist și, de altfel, singurul care poate garanta securitatea Republicii Moldova. Nu vrem să ducem această zonă într-o dezbatere fără sens, dar oferta noastră politică pentru securitatea Republicii Moldova, aceasta va fi și pentru acest obiectiv vom milita în următorii ani la Bruxelles, astfel încât să-l facem înțeles și în acest sens vom veni cu argumente în mod constant, astfel încât pentru nimeni să nu mai fie un subiect ușor de manipulat. Este o realitate pe care trebuie să o luăm în considerare atunci când discutăm despre securitatea Republicii Moldova și aceasta este oferta Alianței Dreapta Unită, de altfel singura alianță politică care vine cu un proiect concret, dincolo de promisiuni electorale, așa cum se fac în toate competițiile politice. De asemenea, cred că este foarte important să sublinem un avantaj pe care îl are Republica Moldova în comparație cu alte state care au candidat la Uniunea Europeană. În instituțiile europene își desfășoară activitatea foarte mulți cetățeni care provin din Republica Moldova. Evident, sunt cetățeni români și au făcut studiile în diferite state ale Uniunii Europene, în România, unii chiar în Republica Moldova și pentru că sunt foarte bine pregătiți și sunt calificați pentru a își desfășura activitatea în instituțiile Uniunii Europene, fie că ne referim la Parlament, Comisie, Consiliu, Banca Central Europeană, Consiliul Uniunii Europene, în aceste instituții își desfășoară activitatea foarte mulți cetățeni care provin din Republica Moldova. Și eu cred că această resursă umană trebuie încurajată să se implice în a susține Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Niciun alt stat nu a beneficiat de un asemenea avantaj. Eu însumi am la biroul meu de la Bruxelles colegi care provin din Chișinău și care sunt foarte bine pregătiți în activitatea pe care o desfășoară și cunosc foarte mulți funcționari europeni care provin din Republica Moldova. Și vom încerca în următoarea perioadă
să găsim soluții astfel încât să se creeze o platformă pentru ca cei care provin din Republica Moldova să se poată detașa din partea instituțiilor Uniunii Europene și să vină la Chișinău pentru a ajuta Republica Moldova în procesul de negociere. Cred că este un aspect extrem de important pe care trebuie să-l fructificăm, pentru că cei care provin din Republica Moldova cunosc foarte bine realitățile de aici și, evident, cunosc foarte bine mecanismele Uniunii Europene, specificul instituțiilor europene, și acest lucru ar ajuta enorm Republica Moldova să-și atingă foarte rapid toate obiectivele pe care le va avea de îndeplinit în procesul de negociere. Acesta este un alt obiectiv pe care noi îl vom promova la Bruxelles după aceste alegeri. Sunt și alte teme care sunt de interes pentru Republica Moldova. Evident, nu ne vom opri în ceea ce privește obiectivul de a intra terestru în spațiul Schengen. Cred că intrarea deplină a României în spațiul Schengen ar aduce beneficii uriașe Republicii Moldova. Cred că acesta era un argument cu care guvernul de la București trebuia să meargă în Consiliul Jai. Un răspuns de sprijin imediat pentru Republica Moldova în contextul amenințărilor Federației Ruse era ca România să fie pe deplin integrată în spațiul Schengen, pentru că asta ar ajuta enorm economic Republica Moldova. Sunt cunoscute aceste probleme ce țin de trecerea frontierei pentru agenții economici, cozile de zeci de kilometri de la frontiera de pe Prut, blestemata frontieră de pe Prut și, evident, ulterioara frontieră care există încă, din păcate, între România și restul statelor membre ale spațiului Schengen. Pentru noi acest obiectiv este foarte important. De altfel, de aceea am și deschis un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene anul trecut, pentru că mi se pare un abuz de putere inacceptabil din partea Austriei de a bloca procesul de intrare al României în spațiul Schengen, în condițiile în care îndeplinim toate criteriile de mai bine de 12 ani. Așa cum România, din acest motiv, are pierderi economice de miliarde de euro, aceste pierderi se răsfrâng și asupra Republicii Moldova. Și pentru noi va rămâne un obiectiv major și, de altfel, printre argumentele pe care le-am prezentat întotdeauna, a fost și acesta că intrarea României în spațiul Schengen ar fi și o gură de oxigen pentru economia Republicii Moldova, care are nevoie de mai multă liberă circulație și de mai multă integrare pe piața unică europeană, pentru că asta este realitatea, singura piață pe care se poate desfășura și extinde este piața Uniunii Europene, este piața României și pentru noi este foarte important să ne atingem acest obiectiv. De aceea am vrut să îmi prezint astăzi câteva dintre obiectivele pe care Alianța Dreapta Unită le are pentru alegerile de duminică, să insist pentru mobilizare la participare la vot, pentru că este esențial să dați acest mesaj că sunteți buni cetățeni europeni, că vă pasă de viitorul Republicii Moldova, că sunteți interesați de viitorul Uniunii Europene. Din păcate, în România nu am avut parte de dezbateri, pentru că puterea socialistă de la București, actuala guvernare PSD-PNL, a comasat alegerile europarlamentare cu alegerile locale, fără nicio explicație, fără niciun fel de consultare, fără niciun fel de participare. Mai mult decât atât, a și comis o serie de abuzuri în ceea ce privește
participarea opoziției la aceste alegeri. Vreau să știți că Alianța Dreapta Unită, la propunerea PSD, a fost exclusă inițial din procesul electoral. Biroul Electoral Central a respins în martie acestui an constituirea Alianței Dreapta Unită. A trebuit să ne judecăm pentru a putea fi găsiți duminică pe buletinele de vot. Această chestiune este inacceptabilă. Evident că justiția ne-a dat dreptate și a corectat acest abuz al actuarei puteri socialiste de la București și astăzi sunt bucuros și totodată încântat că vă pot invita să participați într-un număr cât mai mare la alegeri. Vă invităm să fiți alături de noi, alături de Dreapta Unită. Eu sunt candidat pe poziția 3 la aceste alegeri. Acolo veți găsi Alianța Dreapta Unită în buletinele de vot. Și trebuie să mai spun ceva, pentru că este campanie electorală și mi se pare esențial să vă dau și câteva argumente pentru care, de exemplu, nu este bine să susțineți Alianța Socialistă formată din PSD și PNL. Cred că este foarte important ca cetățenii deja ai Uniunii Europene din Republica Moldova să știe de ce, de exemplu, din punctul meu de vedere, este important să nu le acordați încredere celor din Alianța Socialistă PSD-PNL. În primul rând, pe mine mă revoltă faptul că actuala guvernare a schimbat regulile în ceea ce privește redobândirea cetățeniei. În clipa în care am flexibilizat la inițiativa președintelui Traian Băsescu procesul de redobândire a cetățeniei române în 2009, legea spunea foarte clar că cetățenia română se redobândește în 5 luni de zile. Astăzi, orice cetățean al Republicii Moldova care dorește să-și reintre în drepturi, așteaptă 5 ani. Este inacceptabil acest comportament umilitor la adresa românilor din Republica Moldova. Ăsta este un motiv pentru care vă invit să nu le acordați votul. Mai există un alt motiv pentru care, din punct de vedere politic, cred că Alianța Socialistă de la București nu merită sprijinul dumneavoastră, și anume că actualul guvern a modificat legislația în ceea ce privește statutul cetățenilor români proveniți din Republica Moldova care și-au stabilit domiciliul în România. În clipa de față, sunt zeci de mii de cetățeni români proveniți din Republica Moldova cărora statutul lor de cetățean român este profund afectat printr-o eroare, din punctul meu de vedere, legislativă, pentru că toți cei care locuiesc într-un domiciliu comun cu alți concetățeni proveniți din Republica Moldova și numărul lor este mult mai mare pentru că a existat această lacună legislativă care le-a permis unor persoane să își stabilească domiciliu provizoriu sau temporar în România pe o adresă comună cu alți cetățeni, se confruntă cu o situație halucinantă. Toți cei care doresc să-și perfecteze actele în momentul de față și se află într-o asemenea situație, se trezesc cu cartea de identitate reținută de către autoritățile române. Ceea ce mi se pare o mare nedreptate, pentru că în această situație Ministerul de Interne avea obligația să le ofere o perioadă de tranziție pentru a-și clarifica situația, nici de cum să le confiște actele, pentru că acești oameni
fie locuiesc în România, fie locuiesc în Republica Moldova, fie locuiesc într-o altă țară membra Uniunii Europene și Uniunea Europeană se circulă doar cu cartea de identitate, acestor oameni li se face o mare nedreptate pentru că au locuri de muncă, au copii, au situații de clarificat, deci acest comportament umilitor mă revoltă profund. Și am cerut de mai multe ori public Ministerului de Interne să corecteze acest comportament care discriminează cetățenii români proveniți din Republica Moldova. Ăsta este un alt argument pentru care vă invit să nu le dați votul de încredere duminică celor din Alianța Socialistă. Și nu în ultimul rând, vreau să știți, toți cetățenii români din Republica Moldova, că dacă veți da un vot pentru Alianța Socialistă PSD-PNL, veți vota și oameni care îi plângeau de milă acum 2 ani de zile lui Șor. Veți găsi pe lista lor, pe loc de frunte, parlamentari din Parlamentul European care îi plângeau de milă lui Șor, cel condamnat la 15 ani de închisoare pentru frauda bancară și alte ilegalități comise în Republica Moldova. Deci, ca om politic, n-am cum să ignor aceste realități și vă invit să decideți dumneavoastră cum este mai bine, evident, cerându-vă încrederea și votul pentru alegerile din 9 iunie, să susțineți, bineînțeles, Alianța Dreapta Unită. Vă mulțumesc frumos pentru că ați dat curs aceste invitații și dacă există întrebări, le aștept cu multă plăcere. Da. Vă rog. Bună ziua, sunt Ileana Maranciuc, reporter PTV. Să ne spuneți cât de important este ca moldovenii să aleagă în Parlamentul European oameni care promovează parcursul european al țării noastre și susțin Republica Moldova în acest parcurs. Deci întrebăm cât de important este ca moldovenii să aleagă în Parlamentul European oameni care susțin parcursul european. Este esențial. De aceea apelul meu a fost la mobilizare. Este esențial să participe cât mai mulți cetățeni români și evident să le acorde votul celor care cred că pot apăra și promova interesele Republicii Moldova în Parlamentul European. Pe lista noastră veți regăsi oameni care sunt implicați 100% toți în susținerea Republicii Moldova. Dan Barna este cel care deschide lista alianței noastre, fost președinte al USR, fost vicepremier, un om foarte dedicat și atent și implicat pe plan internațional în susținerea Republicii Moldova. Pe această listă se regăsește și colegul meu Vlad Botoș, care este total implicat în susținerea procesului de integrare europeană și înțelege perfect ce se întâmplă aici în Republica Moldova. De altfel, suntem, cred că, singurii europarlamentari care avem și soții din Republica Moldova, și eu și Vlad Botoș. E un amănunt ce ține de viața personală, dar pentru că mi-ați pus această întrebare, cât de important este să susțineți, să susțină alegătorii parlamentari care înțeleg și susțin Republica Moldova și acest amănunt în ecuația actuală cred că contează foarte mult. La fel și colega mea, Cristina Prună, doamna ministru Alexandru și toți ceilalți colegi știu foarte bine și de-aia am și spus. Pentru noi, Republica Moldova și relația noastră politică, indiferent de opțiunile pe care le au oamenii aici în Chișinău, pentru că noi nu vrem să intrăm în disputele politice pe care le au partidele de la Chișinău, pentru că aici ne adresăm cetățenilor români și este bine să facem distinția între viața politică internă de la Chișinău și mesajele pe care le adresăm tuturor cetățenilor români din Republica Moldova.
Pentru noi, această relație reprezintă o prioritate majoră. Acesta este și motivul pentru care noi, în mod asumat, am venit toată alianța în martie la Chișinău. Aici ne-am întâlnit cu peste 1000 de cetățeni români din Republica Moldova, oameni proveniți din toate colțurile Republicii Moldova, pentru a le transmite acest angajament puternic pe care îl avem față de Republica Moldova și, evident, eu sunt convins că destinul nostru este comun. Este important însă cum îl construim, cât de rapid reușim să ne atingem aceste obiective și eu cred foarte mult în obiectivele pe care ne le-am asumat, pentru că sunt obiective realiste. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc mult! Vă așteptăm duminică la vot! Mai există întrebări? Este întrebarea pe un messenger v-am trimis. Încercăm să ne organizăm în așa fel încât să putem răspunde la toate întrebările. Nu găsesc întrebarea. Da, imediat. Întrebare pentru domnul Tomac. În cadrul vizitei recente, Traian Băsescu a cerut susținere la europarlamentare din partea Maia Sandu pentru alianța din care face parte PMP și USR. Întrebarea este, a cerut Traian Băsescu din partea președintei Maia Sandu susținere la europarlamentare pentru alianța? Eu nu comentez decât ceea ce spune public președintele Traian Băsescu. Președintele Traian Băsescu a fost la Chișinău recent, a participat la un eveniment organizat la Academia de Studii Economice, o întâlnire cu profesori și studenți și a avut și câteva ieșiri publice unde și-a întărit susținerea pentru Alianța Dreapta Unită. În rest, discuțiile pe care le-a avut cu alți actori nu le cunosc conținutul și nici nu sunt în măsură să le comentez, deci nu vreau să intru în zona speculațiilor sau de altă natură, dar cred că pentru toți cei interesați lucrurile sunt destul de clare și președintele Traian Băsescu le-a exprimat public, deci este un susținător fără rezerve al alianței noastre. Deci, în acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Mulțumesc frumos! Mai bine!